Deocamdată puțin prezent în joc Budescu. Răduț trimite în flanc, Gheorghe așteaptă o centrare care ajunge la Alibec, gol înscris de Denis Alibec. Al treilea meci consecutiv în care Alibec punctează împotriva FCSB-ului. 1-2. Exact ceea ce vă spuneam în urmă cu câteva secunde. Minutul 36. Centrarea lui Radunovic și gol frumos marcat de Denis Alibec, care ajunge la cea de-a 12-a reușită stagională. Este al doilea marcator al campionatului. Miron nu se poziționează cum trebuie la această centrare. Golgheter în acest moment este Iancu de la Viitorul cu 14 goluri. Un 2 din nou foarte bun, Man, Moruțan. Man la minge, Petre, Man. De această dată n-a mai șutat.